Între timp am mai rezolvat câteva mici lucruri și acum revenim la oile noastre, la carabele noastre. De multe ori eu iau carabe pe diferite culori. Îmi place foarte mult treaba asta pentru că mă ajută să nu le încurc. Sau la final, când aici e o mică parte din carabinierele pe care le avem, la final știu că am un anume număr de astea, un anume număr de astea și tot așa. Iar lucrul ăsta mă face să le gestionez destul de ușor. Ceea ce e foarte fain. Ok, deci avem săculețul A9 cu carabinieră, dispozitiv de asigurare cu carabă proprie, acest tibloc cu caraba lui, două carabe, pasăre de la o parte, două carabe pentru a le pune în spiturile de sus, iau două bucle, pentru că nu știu exact dimensiunea de care o să am nevoie, ar fi foarte drăguț să luăm și un găscan cu noi, dar ar fi puțin mai dificil, dar poate încercăm la un moment dat, oricum știe destul de bine secațele. Alte două carabiniere, tot simetrice, dar mai mari de data asta, pentru a trece coarna în caz că facem top. Un număr destul de generos de bucle, echipate, bineînțeles, fiecare carabă. Acesta este pentru cazul în care organizăm regrupări mai mari, cu mai mulți secunzi, să putem să ne dispunem aici toate materialele necesare. Așa cum am nu știu dacă am zis, dar neapărat trebuie să avem la noi una sau două cordeline, sunt foarte ieftine și extrem de necesare. Ne pot scoate din aproape orice problemă cordelinele și o astfel de cordelină, ea este deja îmbinată, să spunem că e fabricată special pentru treaba asta. Asta este pentru coborâre. Atunci când coborâm pe dublă coardă, cu reverso, ăsta îl folosim ca nod de asigurare. Ok. Cam ăsta ar fi echipamentul. Acum o să trecem puțin în revistă să vedem cum organizăm tot acest echipament pe H. Hai! Acum o să vorbim despre aranjarea echipamentului pe H. Este destul de important să-l avem cât mai organizat, tocmai pentru a nu ne încurca. Mereu avem un A9 cu carabinieră pentru asigurarea personală. Acum facem o exemplificare de echipament folosit atunci când urcăm cap de coardă și urmează să organizăm sus un top, pentru ca restul din echipa noastră să urce în stil manș. Ok. Hamul are, bineînțeles, inel și patru bucle. Cum organizăm? Pe cele două din față le folosim pentru a pune ce urmează să folosim mai devreme. În special buclele echipate. Pentru că pe măsură ce urcăm vom folosi aceste bucle pentru a ne asigura spituri, da? Și avem nevoie să le avem cât mai la îndemână. Cu cât le organizăm mai bine, după lungimi și mod de folosire, cu atât o să ne fie mai ușor atunci când vom avea nevoie de ele. Fiecare cățărător își dezvoltă propriul sistem și cred eu că ar fi bine ca toată lumea să înceapă să facă treaba asta, în caz că nu ați început deja. Ok, pe cele două bucle din spate punem echipament de care ne vom folosi puțin mai târziu. Avem la noi o selecție de anouri de diferite lungimi și grosimi pe care le punem pe această buclă. Aici eu am accesul, mi se pare cel mai greu aici, cel mai greu ajung aici, așa că aici îmi atârn de obicei ceea ce urmează să folosesc cel mai rar. Am acest mic dispozitiv de cățărare pe coardă, de urcat pe coardă, pe care de multe ori nu-l folosesc, dar îl iau la mine doar pentru cazurile excepționale, sperăm să nu fie nevoie. Două
carabiniere similare pe care urmează să le folosesc în top. Alte două pe care la fel urmează să le folosesc în top. Reverso cu a lui carabinieră. Le folosesc atunci când cobor. Una, două carabiniere în plus pentru că niciodată nu știi când ai nevoie. Și după am eu aici acest dispozitiv pe care îmi pun aceste bucle. Este un sistem destul de ușor de folosit. Aceasta este pentru autoasigurare atunci când cobor. Întotdeauna este bine să avem la noi câteva cordeline. Niciodată nu strică să ai câteva cordeline la tine. Te pot scoate din multe situații neplăcute. Pentru a nu te incomoda, le faci de obicei noduri. Și să spunem încă o carabinieră. În funcție de ce urmează să urci, îți iei echipamentul adecvat la tine. Și după, bineînțeles, te legi în coardă folosind optul prin urmărire. Este important să cunoaștem nodurile, dar este și mai important să știm la ce folosește fiecare nod. Că degeaba știm să facem un nod dacă nu știm unde să aplicăm folosirea lui. Ok, suntem pregătiți să urcăm. Atunci când urcăm în manieră cap de coardă, întotdeauna ne legăm cu optul prin urmărire. În același timp este bine ca cei doi coechipieri se verifice că folosesc corect nodurile și echipamentul. Gata? Da. Ok. Am plecat. Când trecem coarda prin buclă, întotdeauna coarda care vine de la noi, de pe H, este în exterior. Iar partea inferioară a unui traseu atunci când urcăm cap de coardă, de obicei este cea mai riscantă, tocmai pentru că atunci, în varianta în care am cădea, de fapt putem să ajungem jos. Dar în momentul în care am reușit să asigurăm în cel puțin două bucle, atunci totul devine mai simplu. Traseul nu este unul greu, dar destul de necesar să înveți anumite mișcări. La vedere, probabil ar fi un grad 6 plus, iar după ce îl înveți, prea mai sunt mari probleme. Cum ajungem în topul traseului, punem o buclă, ne asigurăm și după ce avem această prima asigurare, ne asigurăm fix cu anoul din dotare.
Imediat după ce am pus anoul, e bine să ne facem un capestan aici. Și în felul ăsta avem două asigurări fixe și stăm foarte sigur aici. După, în felul ăsta, secundul nu trebuie să mai aibă grija noastră, da? Și putem să ne organizăm singuri platforma de aici. Urmează să facem un top în care urmează să urce mai multe persoane în stil manș. Atunci când ai un atelier cu mai mulți începători, stilul manșă este cel mai sigur. Ok, cum organizăm acest top? O să vă arăt la început două exemple proaste, pe care nu le recomand. Și după o să arătăm un exemplu bun. Primul exemplu... Ok, ce asta pe care trebuie să o schimb? Ok, și o punem aici. Ignorăm aceasta care este carabiniera, bucla în care eu sunt legat și anoul acesta și folosim doar bucle în care urmează să facem exemplul pentru top. Nu recomand să facem un top în două astfel de bucle. Este total nerecomandat. Uneori, pentru că este mai ușor și mai simplu, unele persoane îl preferă. Și în stilul ăsta putem să urcăm câteva ori. Nu e problema că s-ar rupe ceva, dar cine știe cum se întâmplă accidental să sară și cred eu că nu avem o siguranță foarte mare în stilul ăsta. Cum recomand să facem? Luăm buclele, pentru că nu avem nevoie de ele aici. Avem două carabiniere, preferabil mai micuțe, pe care să le punem direct în spituri, da? Întotdeauna întorc carabiniera pentru că aici este spațiul în care urmează să fie o coardă, un nod, ceva și e nevoie de mai mult spațiu aici. Iar zona care atinge spitul, de obicei, este mai mică. După folosesc o astfel de pungă, de buclă. Sunt de diferite dimensiuni în cazul ăsta pentru că sunt destul de apropiate aceasta de 60 cm, cred că este suficient de bună. O trec din amândouă carabinierele, da? Încă nu pun filetul, explic imediat de ce. Am creat această buclă în care urmează să pun pentru început o carabinieră. La fel, aici urmează să pun două carabiniere. La fel de recomand să fie două la fel. Și preferabil mai mari, tocmai pentru a fi spațiu pentru noduri, pentru coarda care urmează să treacă prin ele. Deci cum fac aici? Am creat această buclă, da? Nu e niciun nod, nimic. Trebuie să fii atent să nu mă încurci această închinare. Doar trec prin cele două. Aici, după fac o răsucire și opa, și o prind iar. Acesta este un nod cabestan. Echilibrez cât mai bine, ca atunci când coarda va trage în jos să tragă egal din ambele spituri. Întorc la fel coarda și acesta este topul meu. De ce nu am legat? Pentru că uneori apare această răsucire și prefer să scap de ea. Tocmai prin a învârti coarda odată. Și după, bineînțeles, asigur. Observați că la unele carabiniere avem acest roșu. Mereu prefer carabiniere care au acest roșu. Culoarea aceasta mă atenționează că ele nu au filetul pus. Și atunci, obligatoriu, îl pun. Da? Ok, dublăm această carabinieră. Nu o voi dubla așa, în același stil, ci așa. Opus. Întotdeauna punem carabele în stil opus. În felul acesta nu avem șansa să se desfacă filetul în același timp la amândouă carabiniere. Și după pe aici putem trece pur și simplu coarda.
Aceasta e coarda pe care vom urca la atelierul de la astăzi. De exemplu, n-am niciun atelier astăzi, sunt toți închiși în case. Și asta, acesta este topul nostru. Punem filetul, bineînțeles. Observați, totul este foarte sigur. De ce îmi place varianta asta? Pentru că atunci, să spunem că s-ar rupe unul dintre spituri, nu am șoc aproape deloc. Deci ea stă așa și doar alunecă foarte puțin. O altă recomandare, când facem această legătură aici, neapărat trebuie să avem un unghi cât mai închis aici, cât mai mic. Dacă acest unghi este larg, doar de dragul exemplului scot de aici. Asta înseamnă larg. Este o forță foarte mare pe ambele spituri și nu facem o treabă bună. Ca idee, puteți să vă folosiți mâna. Dacă aveți semnul de victorie, este un unghi mic și este cel mai bun, cel mai indicat. După, aveți unghiul de 90 de grade care este la limită. Da? Și orice mai mare de atât este riscant. Puteți să mai folosiți și așa. Dar orice este mai mare de acest unghi, da? Chiar mai mult de 90 de grade, sincer nu mai știu, nu, acesta era, da. Acesta este unghi mic, acesta este unghiul de 90 de grade, care e la limită, da? Observați, ar fi aici, pe undeva, și acesta este un unghi foarte deschis. Uitați-vă cum era treaba asta cu degetul. Cu cât este mai aproape de 45 de grade, cu atât acest unghi este mai potrivit, chiar 35. Nu depășiți 60-90, peste 90 deja crește foarte mult riscul. Ok, deci în stilul acesta asigurăm topul. Nu folosiți, mai spuneam de încă un exemplu greșit, nu folosiți acest inel pentru a trece coarda prin el atunci când faceți acest atelier de urcat în stil manșă. Acest inel se folosește doar la final, când ultimul cățărător desface totul de aici și îl folosește pentru coborâri. Atât, doar să coboare el. Acesta rămâne aici tot timpul și el trebuie să fie mereu într-o condiție bună. Dacă toată ziua l-ar freca coarda, el s-ar toci, s-ar uza și atunci când trebuie, nu ar mai ține. Deci nu folosiți acest inel pentru a face, pentru a urca pe trasee manșă. Ok. Bun. După ce am făcut toată această treabă, trebuie să și coborâm. Avem întotdeauna la noi reverso. În general, nu este bine să urcăm fără un reverso la noi, da? Singura excepție poate dacă ar fi să urcăm în stil manșă, când suntem începători, da? Atunci nu am reverso pe punct, dar știi ce face el. Dar atunci când suntem cățărători cât de cât serioși, personal, nu vă recomand niciodată să urcați fără un reverso. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla, să spunem că e echipe de 2, merg la stângă, cineva asigură, cineva urcă și cel care asigură, care este jos, pățește ceva, nu știm ce, habar n-am, orice, vine ursul. Și trebuie să, repede, să scape de cățărător, că, na, să salveze omul. Păi, pic o piatră în cap, nu știu. Cățărătorul, având reversul la el, poate să coboare, ok? Deci e un dispozitiv care te poate scoate din multe, la fel cum mai sunt și alte mici accesorii. Ok, trecem reverso prin, observați că am un nod aici, prin a nou, da? Aici stă reverso, după, pentru o auto-asigurare folosim această cordelină pe care în prealabil o trecem prin ham, da? Nodul, să scăpăm de nodul de mânare. Nu lăsați niciodată aceste noduri să vă stea în cale, da? Deci mereu puneți-le de așa natură încât să nu vă încurce. Și aici doar înfășurăm de după coartă, da? Nimic mai mult, înfășurăm după coartă. Și după prindem cu o altă carabinieră. Iar în acest timp putem să coborăm foarte, foarte ușor. Desfacem. Pentru moment
Am aici tensiunea, o desfac pe aceasta ușor, iau bucla. Acum urmează să rămân doar în ăsta. Pentru asta nu e bine să dau drumul niciodată corzii. Țin coarda, în același timp mă țin de topul pe care tocmai l-am făcut. Îmi desfac caraba cu anou, da? Reiau coarda, niciodată fără coardă, da? Observați, țin tot timpul coarda și mă las. În stilul acesta o să ajung jos în siguranță. Acest nod doar preia puțin din greutate. Nimic mai mult.